Vladimir Putin îi vizitează azi, la spital, pe soldații ruși răniți în războiul din Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin va vizita miercuri unul dintre spitalele militare din Moscova, unde sunt tratați militarii răniți în timpul a ceea ce Moscova numește operațiunea specială din Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Pescov, citat de Interfax. Îi va vizita, va vorbi cu ei. Acest lucru s-a întâmplat de multe ori înainte, vă amintiți, a spus Dmitri Peskov. Purtătorul de cuvânt prezidențial a dat un răspuns negativ la întrebarea dacă vizita lui Vladimir Putin la Spitalul Militar este legată de debutul unei noi etape privind operațiunea militară specială din Ucraina. Nu, nu este o situație nouă, nu e o etapă nouă președintele este în permanență interesat și ține sub control subiectul legat de condițiile oferite celor care au fost răniți în timpul operațiunii militare speciale. Este preocupat în permanență de această temă, a explicat Dmitri Pescov. Este vorba doar de program care acum i-a permis lui Vladimir Putin să meargă personal să facă cunoștință cu militarii răniți, a conchis Dmitri Pescov. Nu există planuri pentru astfel de itinerarii, declara pe 17 martie Dmitri Pescov, care a răspuns la o întrebare pe această temă. În schimb, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a vizitat în aprilie Spitalul Militar din Kiev, unde a înmânat medalii soldaților răniți în luptele din Harkov, Cernihiv și Hostomel. Anterior, la mijlocul lunii martie, Zelenski a sfidat sirenele care anunțau un nou raid aerian asupra Chievului și a vizitat un spital din capitala Ucrainei, pentru a-i decora și încuraja pe militarii răniți în conflictul cu Rusia. În sănătoșire grabnică, băieți le a urat atunci președintele ucrainean militarilor, cărora le-a transmis că cel mai bun cadou va fi victoria.